Bună băieții și bine v-am găsit pe acest canal la un nou episod, avem eveniment nou în FIFA Mobile băieții și sincer eu nici nu știam treaba asta, dar am aflat aseară la fix. Ei bine, evenimentul Retro Stars este în FIFA Mobile în acest moment și va sta în joc pentru următoarele săptămâni. Norocul meu este că aseară m-ați anunțat unii dintre voi pe Instagram că o să apare eveniment nou, v-am zis că unii dintre voi uh, sau mai bine zis vreo 2-3 băieți au vrut să-mi dea conturi și mi-au dat conturile pentru pe Copening, iar unul dintre băieți avea la Hall of Legends și la Centurions și n-am apucat să mai filmez ieri și am zis băi că intru astăzi și mi-a dat mesaj pe seară că băi vezi că o să dispare evenimentul atunci a realizat și el și uh, aveam și eu niște puncte Hall of Legends pe contul meu destul de amuzant eu le strângeam acolo am zis că bă hai că poate mai ajung la Cry sau așa ceva mă rog că evenimentele au stat până la ora 4 pentru că dacă sa dau cât e mult până la 9 sau 10 nu cred că apucam să le mai deschid pachetele am deschis o seară pachetele de punctele pe care le aveam de la Hall of Legends destul de multe pachetele, sincer, și am aplicat metoda pe care mi-a spus-o unii dintre voi să fi deschis mai multe pachete deodată și trebuie să vă dau dreptate, a fost mult mai bine. Aveți acum pe ecran ce am prins și, sincer, nu se compara cu ce am prins eu până acum din mult mai multe pachetele. Este un eveniment similar cu Hall of Legends, sincer, adică nu mi se pare un eveniment care să ia locul la Centurions pentru că este un eveniment mai complex de atâta. Avem 4, nu știu, sloturi, să zic așa, sus, 4 pagini, mai bine zis patru pagini, Prima se numește Fix Retro Stars, unde avem mai multe skill game avem reclame pentru puncte. Sincer, mai durează un pic până să înțeleg perfect evenimentul, pentru că n-am apucat astăzi să stau foarte mult pe joc. Zilele următoare o să urmeze niște pe opening pentru că eu sunt plecat de mâine, practic, ce astăzi vedeți voi clipul joi, iar eu de mâine o să fiu plecat următoarele Două episoade pe care o să le vedeți vor fi filmate de astăzi, deci un pic din urmă, dacă pot să zic așa. Dar vreau să spun și voi în comentarii acolo să-mi explicați puțin evenimentul mai pe larg, dacă puteți. Pentru că, sincer, sunt destul de multe, nu știu, părți, destul de multe puncte și nu vreau să greșesc nimica. Vedeți că încă nu am apucat să joc la aceste skill game dar fiind pe level cred că poți să să-ți alegi unul singur, eveniment, even, pardon, evident, la level 3, Punctele sunt mai multe, vedeți aici diferența, este destul de important, deci cred că vă recomand să jucați la level 3. Acum nu știu exact cât de mare diferența, e drept vă că la level 1 sunt mai ușoare meciurile, fiind doar două, fiind două skill game-uri și un meci contra eiului, deci evident level 1 este mai degrabă levelul cel mai rapid pentru a nu sta foarte mult să le faceți la level 3. Este ceva mai uh, complicat pentru că aveți head-to-head -head la, ultima, la ultima ramură, deci, uh, evident, fiind nevoie să și câștigați meciul, s-ar putea să stați mai mult dacă alegeți sau dacă optați mă, pentru uh, level 3, dar uh, dacă vreți să faceți mai multe puncte, evident, level 3 este uh, cel pe care vi-l recomand. Avem și un challenger mod aici, la care, pe care eu, cum niciodată, nu l-am înțeles și nici nu o să-l înțeleg mai vreodată, uh, dar văd că avem niște jucători pe care putem prinde pe aici dacă uh, facem toate aceste meciuri. Uh, la Challenger mod pe bune chiar nu mă bag, nu știu, n-am -am, înțeles niciodată modul ăsta și nici nu mi-a plăcut neapărat. Vedem aici alte tichete, alte puncte, alte reward-uri pe care încă nu le avem deblocate, dar uh, mâine unele văd că se vor debloca, acestea destul de bine. Avem și aici un ranking rewards și cred că este vorba de punctele acestea pe care le primim aici, ranking points. Uh, și dacă vom avea 90 plus vom lua ordul de sus așa că ca să faci 90 plus adversar să câștigi meciul de head to head să câștigi meciul de versus attack, să câștigi și acest meci și nu știu, vă că astea. A, ah, ok, cred că cu aceste etichete voi putea rejuca. Bă, nu ies. Acum nu știu cât de mult vei putea să repete aceste partide. Am înțeles nu sunt garantate nici victorile unde sunt cele mai multe puncte, dar cred că e făcubil, sincer. Sunt făcute, cred că sunt făcubile aceste 90 de puncte la uh, cel mai mare, cel mai important nivel. În orice caz, mai avem acest uh, pet cu rewards care mi se pare destul de simplu la prima vedere. Practic poți să-ți alegi tu oricare linie de aici. Bineînțeles, momentan 3 nu sunt deblocate, dar când se vor debloca vei avea de ales toate. Și bineînțeles, la final vei putea lua un jucător. Atenție pe care linii mergeți, pentru că ar trebui să mergeți pe două care sunt una lângă alta pentru a prinde un jucător, pentru a face un jucător. Pentru că dacă o să mergeți pe prima linie, de exemplu, și pe linia 5, nu cred că o să faceți pe nimeni, pentru că aveți nevoie, vedeți, de două linii care să se unească în dreptul unui jucător, chiar dacă le faceți pe toate, aveți un rival de 115. E, aici nu cred că este prea free to play, nu cred că e free to play. Îmi parcă pare prea mult din partea acelui la eSports, sport dar v-am zis, nu n-am calculele făcute sau așa, eu doar bănuiesc că e prea mult. În orice caz, și la acești jucători de 110, 112, 113 sunt câțiva jucători destul de, destul de buni, adică cel puțin pentru mine uh, sunt jucători cu ratinguri mari, ratinguri chiar foarte ok. Evident, moment. Nu știu sigur, dar... Eu cred că când se vor debloca toate aceste ramuri, de exemplu ultima ramură se va debloca în 3 săptămâni, cred că aveți cum direct să faceți ultimele două ramuri, spre exemplu să luați doar un scutor de 113, asta probabil în cazul în care nu veți juca foarte mult, nu veți face foarte multe puncte și vreți să faceți doar o linie, bineînțeles păi, ar fi mai ok cred că să răbdați ca să luați jucătorii mai buni. Asta în cazul în care e așa cum cred eu și poți să iei orice jucător, nu trebuie să iei la rând. Iar jos mai avem niște bonusuri care la prima vedere mi se păreau useless, am văzut că dădeau doar coin și dar apoi am văzut că la final primim Retro Points ceea ce este destul de bine, așa că e, sunt oarecum necesare și acestea iar având în vedere că sunt uh, skill game-uri și Major versus ei cred că le putem face destul de lejer fără să petrecem foarte mult timp pe ele. La Vintage Collection e, nu știu cum să explic dar uh, avem o, nu știu o ruletă de asta, dacă mai întâlnim ca și în FIFA-urile trecute, nu știu sezonul ăsta că de au existat asemenea chestii, dar uh, mă rog la momentan, la uh, prima rundă Jucătorii nu sunt foarte, foarte buni, adică doar unul de 108 și unul de 109. În rest, niște emoji-uri, niște kituri care nu sunt cine știe ce, nu sunt foarte importante. Și v-am zis, inclusiv jucătorii nu sunt foarte mari în rating. Nici la runda a doua, care cred că încă nu e deblocată, sau e deblocată, nu știu, n-am idee, cred că e deblocată. Dar nici aici nu sunt jucători foarte buni. De-abia la runda a treia sunt jucători mai ok de 111, 110, 112. Dar uh, acum nu știu exact, bineînțeles, cum o să fie treaba, dacă o să iei un reward, dacă dispare complet sau dacă trebuie să încep cu primul momentan, văd că doar asta este deblocat, uh, astea, următoarele, nu-mi dau seama ce ar trebui, probabil că trebuie să le faci pe toate, gen să iei toate reward-urile și după aceea bănuiesc că ți se deblochează următoarea rundă și tot așa, deci e de grind. Iar aici la Retro Star Steam, uh, aici o să-ți alegi una din echipele retro ca să joci aceste meciuri, Uh, și uh, la final ai acest reward de, uh, mă rog, un jucător de peste 106 overall până la 117. Bineînțeles, nu vă faceți prea mare și că o să prindeți vreun petit, vreun becăm, pentru că probabil nu o să fie cazul. Vă că avem și acest retro star spec, cu 2500 de gemuri sau 1000 de FIFA points momentan. Dacă mă să dacă nu se schimbă ceva, nu mi se pare că arată prea bine și nu prea vi recomand. Ăștia sunt toți jucătorii mai importanți să zic așa. Evident, cum am mai zis, zis mai de mult, acest car design arată absolut demențial. Jucătorii sunt foarte buni, am ce să zic, acum nu știu câți ei, pe câți dintre ei vom putea lua. Avem și quest-uri zilnice, bineînțeles, avem și quest-ul ăsta mai mare, mai mare în sensul că va necesita minim 5 zile pentru a-l completa, dar uh, priorul ar putea fi unul pe măsură. Ca să încheiem așa pe o notă frumoasă de acest episod, pentru că știți că nu-mi place doar să vorbesc în clipuri, mai fac și ceva mai deosebit. O să deschidem aceste două pachetele cu jucători pe care le-am aici la Starpes și să vedem ce o să prindem din ele, să vedem că continuă bulanul de aseară. Probabil nu, dar încercăm să sperăm. Primul jucător este Becker, 105 atacantul celor de la Union Berlin. Foarte, foarte slab, dar măcar nu a fost 104. Iar în acest următor pe o să avem direct de la 105, așa că dacă prindem aici un 105 este cel mai slab posibil. Care sunt șansele pentru un 10 Mici probabil, dar hai să vedem. Și un 105, evident, Gerhard, pe care l-am mai și prins de câteva ori, dacă nu greșesc. Lăsați-mi comentarii și părerea voastră despre RetroStars, cum mi se pare evenimentul. Așa că eu am fost Cristi, să ne auzim cu bine pe data viitoare. Pa, pa!